guvernatorului Franței, Cristian Ponțele, a îndemnat Republica Moldova să fie mai activă în promovarea reformelor, dar și mai atentă la orice derapaj de pe calea democrației. Chiar dacă Moldova nu a primit o promisiune că va deveni membru al Uniunii Europene, a spus Cristian Ponțele, Moldova are șansa să-și reconfirme poziția de lider regional pe care a avut-o în preluarea statelor democrației. Pentru această săptămână ne-am propus să vorbim despre modul în care este percepută orientarea europeană de către cetățeanul de rând. Nu-ți zbune deloc poeziile astea. Da, domn primar. Nu-ți zbune. Lumele știi pe de rost? Le știi. Ia în zi tu una. Nu pot, domn primar. Poate Ignat. Da, și eu sunt artist. Dacă va trebui, vei fi și artist. Zi una. Dacă ești la primărie, poți trăi doar din furat. Toată lumea știe asta că primarul e un... I-am uitat, domn primar. I-am uitat. Mai zi una. Satul duce rău și-i foame. Lumea n-are ce mânca. Când din deal și când din vale, lumea pleacă în Franța. Ei, asta parcă e mai bună. Domn primar, eu știu ce trebuie de făcut. Este unul, Ion, paznic la gară. Așa l-a scris poezii dimitit el. Eu am auzit cu urechile mele o hăitură compusă de dânsul. Poate să-l rugăm să scrie niște poezii despre matale. Oamenii lor învăța și vor cunoaște viața și din alt punct de vedere. Paznic la gară. Ce ziceți? Vrește! Prinde o găscă. Pentru? Prinde și nu întreba. Dar nu o să ies cu probleme. N-o să ies. Frumoasă-i toamnă în Moldova. Ce-ați spus? Zic, nu o să mergem la Ion cu mâna goală. Nu-i frumos, nu-i omenește. Poate omul are nevoie de inspirație. Tot-i drept. Domn primar! Am prins-o! Domn Ion! Domn Ion! Noi. Hai înăuntru. Thank you.
Aici stai poetul tău? Nu. Aici nu Ion. Ion nu stă cu limba afară. Băi, prostule, băi. Aici stai poet, poet. Care Ion? Aici stai Maiakovski, băi. N-ai auzit de dânsul, numai pe doi învățat la școală. Of, of, of. Tremur! Domn primar, îți fac o întrebare. Zi. Ia ca trenurile astea. Merg de la est la vest, de la vest la est, zi și noapte. Și niciunul nu se oprește în sat la noi. De ce? Cum se oprească? Vrei să se ducă toți ai noștri cu el? Ce, ei n-au proștii lor? Tot e drept. Bă, mie mi-e foame. Hai să mâncăm. Ce să mâncăm? Gâscă. Dar cu omenia cum rămâne lui Ion ce-i dăm? Până vine Ion, Gâsca-i gata. Cine-ți pricepe la Gâsca? Eu știu să o coc. Dar mai întâi trebuie opărită, penită. Dar asta nu știu cum să faci. Multă minte mai trebuie pentru a opări o găscă. Nu zi. În ceas două, tot trebuie. Dar eu știu cum să faci. Băiețul armatul mi-a spus, trebuie să o curentăm. Cum să o curentăm, bre? Ia că iei două fire și legi unul de o labă și unul de altă labă. Și alte două le bagi în priză, ții 10 secunde, sărtă-ți pielne de pe dânsă. Bravo, bă! La treabă! Aduce cineva cuțetul și ala de pe masă. Și o stei legată? Stei. Unde-s fugă? Poate încercăm să o îmbătăm. Nu mai îmbătăm, acuș. Băgăm firele în priză. O curentăm. M-a dat domn primar. Ieși afară că o să-ți facă acuș numai pene. O să le iei picioarele, dar mă taiem. E firul și bagă-l în priză și ține 10 secunde. Satul duce greu și-i foame. Lumea n-are ce mânca. Om mai bun în tot raionul, nu găsești cât vei căta. Dar primarul nostru e unul, doar cu dânsul vom vota. Ne-o tras gaz la toți în case, pentru că e deștept și e bun. Ne-o făcut viața frumoasă, ne-o dat apă și săpun. Dar că-i Pavel Stratan? Voi, dușmani ai primăriei, nu vedeți sau sunteți chiori? Azi triumfă, omenia, iese soarele din nori. De la cei cu țâța în gură, până la ultimul moșneac, știm că viața nu e dură, viața-i miere și chișleac. Voi, dușmani ai primăriei!
abruptă ucidere a alți 6 militari canadieni din forța NATO aflată în Afganistan într-un incident petrecut la sfârșitul săptămânii este prețul libertății. Ministrul de externe canadian, Peter McKay, a declarat că este și în interesul țării sale ca afganii să recapete controlul asupra propriilor țări pentru ca aceasta să nu mai fie niciodată o bază de lansare a atacurilor teroriste. În Ucraina se așteaptă astăzi noi demonstrații și contrademonstrații provocate de o nouă criză politică. Săptămâna aceasta, Curtea Constituțională ar urma să examine